O scurtă discuție dintre Antonio și anemona din timpul galei de vineri era observată de Maria și parcă taxată. Ce faceți, domnișoara anemona? Stau și pe aici. Sunteți bine după două zile în casă? Vă regretați decizia sau sunteți foarte încântată de ceea ce ați ales? Deocamdată nu, dați seama, e de vreme. E de vreme? Deci deocamdată regretați? Nu regret deocamdată. Haideți în acest domn, vă rog frumos. Mută-te, anemona. Este așa. Dă-te mai încolo, te rog. Bogdan! Mersi. Tu trebuia să zici, ce urât! Ce să mai zic, nu mai zic nimic. Ce-ar cu dragă? Reveniți-vă, vă rog. M-am pus lângă tine în cazul în care ceva să poți să-ți dau una. Pe de altă parte, se pare că Antonio a fost deranjat că inițiativa Mariei în privința lui n-ar fi fost una proprie, ci influențată de discuția cu Sabrina pe care a văzut-o într-un material. Pot să zic doar un singur lucru. Dacă îți dorești ceva, luptă pentru ceea ce îți dorești, indiferent de ce se întâmplă și ce e în jurul tău. Atât pot să spun, în restul faci ce vrei. Eu îți mulțumesc, dar... În momentul în care eu știu că am dat tot, atunci sunt împăcată cu mine. Ce ai fi făcut dacă ai fost în situația ta? Dacă aș fost în situația ta, aș fi luptat în continuare. De ce să nu lupt, dacă eu vreau ceva? După aia o să ajungi cu regretul la un moment dat să spui, bă, aș fi putut să nu fiu orgolioasă și să fiu altfel și n-am făcut-o și uite, poate am pierdut un om, dar cel mai bine e să lupt și să încerci. Nu avem cum să fim la fel. Dar n-am vrut să fiu la fel, da, am vrut să fiu sincer la fel. Și eu am fost și fiecare gest al meu pe care l-am făcut către tine a fost sincer și din suflet. Și aș vrea să te rog un lucru. Spune. Pe care îl cunoșteai de la bun început. Faptul că am un copil, n-aș vrea să mai... Ce am spus eu de la început? Nu sunt obișnuit, dacă tot să fiu o persoană în așa fel încât pe mine să mă facă să zic da, fac și sacrificiul ăsta, pentru mine e un sacrificiu, îmi trăiesc viața liber și mi-am trăit tot timpul. Fac și sacrificiul ăsta pentru tine, da, îl fac cu cea mai mare plăcere, eu am programul meu, eu mă trezesc dimineața, mie să cresc un copil nu mi se pare greu, dar asta am motivația, să zic, bă, pentru asta, femeia asta mă face fericit, femeia asta îmi dă ce am nevoie, femeia asta face asta, femeia asta, când mă gândesc. Dar dacă tu nu mi-arăți nimica, ce pun? Eu ți-am zis și aseară. Din care ai subliniat-o mult prea urât. Ție ți se pare totul prea urât. Eu așa vorbesc. Vorbește și tu urât. Nu. Mă enervează. Și ți-am mai zis și aseară. Și după ce ai venit, acum am văzut cu cine ai avut o discuție de ai venit tu acolo. Altă chestie care ți-am zis că tu o faci. De la tine nu pleacă nicio decizie. Te invit afară. Și de aia nu cred că o să fac nimic în direcția ta. Pentru că tu, orice fac eu, tu o iei invers. Lasă-mă, gata, că chiar mă enervez, vorbesc serios. Știu. Și chiar o să ne certăm pe bune. Păi ai venit în cameră și ai avut discuția cu mine după ce ai vorbit cu Sabrina și ți-ai explicat. Da, dacă aș fi în locul tău, aș lupta. Și ce i-am spus lui Sabrina? Ți s-a părut că am venit să lupt cu tine, am venit să-ți spun niște lucruri pe care n-am vrut să ți le... Aș lupta pentru, dar tu n-ai fi venit dacă nu vorbeai. Vorbesc să te fac de cacao. Ce să mă faci de cacao? Fă-mă de cacao, bă, aștept să mă faci, că mă tot ameninți cu făcutul ăsta de cacao să mor eu. Crezi că... Nu, dar tu nu apreciezi nimic, pe bune. Ce să apreciezi? Că tu taci din gură? N-ai învățat să ții cont, n-ai învățat să te pui și în locul celuilalt. Tu nu știi să empatizezi cu absolut nimic, cu nicio situație. Dai ochii peste cap, râzi și nu știu ce râzi. Când mă puneam în locul tău și te ajutam în discuțiile cu Alex de la început și nici nu te cunoșteam, nu știam cine ești, a doua zi tu erai, ha, Alex, după ce eu mă puneam într-o postură să te apăr pe tine. Mai aici care... vorbezi de mine și de tine, ce? Păi tocmai, de la început. Păi ce, tu înseamnă că tu ești doar în relația cu mine și în relația cu celălalt oameni ești altfel? Păi nu! Păi cum? Am urât chestia asta, adică noi doi în casă suntem într-un fel și când ieșim pe stradă tu ești altfel. Asta e, crezi tu? Păi, ce, că lasă relația cu alți oameni. Stai jos. Nu vreau să stau jos, vreau să beau un pahar cu apă, că nu sunt mai enervat. Nu te mai așeza. Doamne, ferească Dumnezeu. Nu, vorbesc serios, nu, mai las-o așa. N-am ajuns să stau, să am nerv pentru ce? Să ce? Nimic. A, da. Păi așa trebuie să zic și eu din prima. Pentru ce să mă tot duc spre ea, să fac, să nu știu. Băi, lasă-mă. Ai nevoie de confirmări, tu nu ești nesigură pe tine. Eu nu zic că nu simți spre mine, dar tu ești prea nesigură pe tine ca să poți să-mi arăți mie ceva. Eu trebuie să te iau pe tine, să te descot, să aflu, să pun, să întreb. Eu nu mai vreau să mai fac nimic, pentru că în momentul în care faci, nu faci că vrei, nu faci că vor alții. Nu fac niciun pas pe cap. Iar în timpul petrecerii de sâmbătă, Maria simțea nevoia să-l anunțe pe Antonio ce a decis în privința situației dintre ei. Vreau să zic două lucruri. Spune-le. Eu am decis deja pentru mine anumite lucruri și ca atare mă retrag.
Eu sunt de acord cu această decizie pentru că... Face simț. Asta m-am gândit. Dacă era să fie între noi, era de la început. Ce am simțit înseamnă că nu vreau să mă duc. Cum și tu, cum ai mers pe simțul tău, așa vreau și eu să merg pe simțul meu. Am simțit o chimie între noi când ne uitam unul la altul, când asta, dar cum au evoluat lucrurile între noi, nu e tipul meu de relație, nu e genul meu. Ca să fiu cu tine trebuie să mă schimb mult prea mult, ca eu, ca și om, și nu știu. Nu mă simt confortabil. Acum eu simt că simți și că ai ceva pentru mine. Nu știu la ce, cât nivel o ai. O să treacă. Știu că o să treacă și tocmai de-aia vreau să spun, pentru că nu vreau să te duc. Știu că ești o persoană foarte sentimentală și știu că gen ai fi pus suflet mult mai mult și nu vreau să te duc pe panta aia, pentru că eu simt că nu știu dacă noi putem să avem... Adică dacă n-am fost de la început, de ce am putea noi acum? Ce a fost schimbat? Doar că mi-arăți tu mult mai mult. Ai dreptate. Dacă simțeai de la început să mi-arăți. Pot să te înțeleg, cred că putem să fim prieteni foarte buni, putem să râdem, să glumim, dar în relație nu cred că putem să fim. Atâta timp cât m-am uitat și m-am îndreptat spre tine cu alți ochi, prieteni n-avem cum să fim niciodată. Singurul lucru care m-a făcut să mă mai gândesc așa a fost, bă, că ai ieșit pe locul 2 și a fost chestia, bă, poate lumea vede de afară. Au fost scrisorile care au spus, tot erau împotriva mea și spuneau că eu am greșit. Și am încercat să le analizez și să mă pun în locul, dar nu găsesc unde eu am greșit, ce am făcut eu greșit. Am zis, ok, de ce n-am dat încredere? Că am avut două discuții cu Irina, dar cu Irina am și zis, când era Irina te înțelegeam pe tine mai bine, fără Irina eu nu te înțelegeam deloc. Încerca și chiar da, am avut, și... ascultă-mă puțin, chiar aveam în gândul meu, în mintea mea, în sufletul meu, bă, să lupt, să demonstrez. Știu, și am simțit până chestia asta. Până într-un punct în care am zis că o să mă lupt cu morile de vânt și cu mine. Și eu vreau să îți spun să oprești chestiile astea, pentru că nu îmi plăceau că le făceai, dar mi se pare că le-ai făcut prea târziu. Când vorbesc cu tine, eu vorbesc din suflet și dacă simți ceea ce zic eu din suflet, ignor tot ce vezi tu în rest. Dacă tu n-ai putut să ignori, înseamnă că n-ai simțit ce vorbesc eu. Și nu ți-am vorbit niciodată să obțin ceva de la tine. Și îmi pare rău că te-am făcut să suferi și să verge măcar o lacrimă pentru mine. Vorbesc serios. Aici m-am uitat ca la un film, jur. Nu? Și mie mi-a plăcut. Ok. Ptia! Ia uite, domnule, nu mai știu cu ce să zic. Nu știu, dar nu m-a așteptat la finalul ăsta, jur. Adică nu m-a, dar nu mi-ați spus și mie. M-ați lăsat așa să... Ok, păi am să vorbim de vineri, că era, dar nu mai pot acum. N-a fost ceva gândit, a fost așa, s-a fost să fie, să se întâmple, să se petreacă. Am ajuns și la anumite concluzii. Ca atare, Antonio, dacă la început mi s-a părut un om, un bărbat, echilibrat, cu principii sănătoase, stabil, trecând timpul mi-a demonstrat că este plin de nesiguranțe, de neîncredere, mai are multe de schimbat la el. Și când am spus la început că mai are de copilărit, trebuia să merg pe instinctul acela. Dar dacă Antonio, de exemplu, ar fi fost și el împreună cu tine de acord să continuați relația, n-ar mai fi fost nesigur? Depinde de ce demonstrează omul. Eu nu pot să trag decât
concluzii... Noi mai stăteam vreo 2 ani și eu tot trebuia să-ți demonstrez, da. Adică de ce discursul tău astăzi, dincolo de faptul că ești o femeie rănită, este acesta? Antonio, Antonio, tot Antonio, are și de joia trecută și de vineri. Între timp o să mai vedem că s-a mai întâmplat ceva, adică nu suntem aici. Da, să spunem că am fi aici în filmul nostru, da? În filmul vieții voastre, că e... Probabil o să se vadă și următorul material și atunci o să se explice și o să prindă contur. De așa, așa se explică, nu? Da, da, da. Pentru că tu știi continuarea. Clar, toată lumea o știe. Dar lumea din casă nu știa acest sărut. Știa cineva acest sărut? Da. 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 Nu. Nu. Da. Nu, pentru că mulți au avut aceeași reacție ca și mine, știi? Nu știam. Tu ți-amintești sărutul? Eu mi-aduc aminte sărutul, am... Când am început să... Am simțit nevoia iar. Am empatizat să o iau în brațe și după aia nu m-am așteptat, i-am luat și m-a sărutat și chiar s-a văzut înainte să termin sărutul, am împins-o și pe aia m-am ridicat. Ce forțat ai fost, Antonio! Am pus puțin pistolul la cap. Proastă, da. Da, am tras de el, ce să fac și așa tu? Mai fac eu câteodată. Nu ai tras de el, dar vreau să mi-ar plăcea să înțeleg semnificația, pentru că era pur și simplu clarul la revedere. Tu prima discuție, eu l-am interpretat, nici nu mă așteptam să se întâmple chestia asta și pe aia am zis: "Bă, cred că a vrut să fie un sărut de la revedere și așa." Oricum și că a început să plângă, mi s-a părut așa, zici că am fost 2 ani împreună și... Dar nu e vorba de asta, oricum n-ai cum să înțelegi, pentru că tu nu ai ajuns la un nivel la care să știi să empatizezi cu oamenii și atunci nu te înțeleg, nu te când am empatizat, da. Eu trebuia să zic: "Nu, nu mai vreau nimic, pa," și să plec. Așa eram un om care nu empatizam. Dar în fine. Da, ce să justific un sărut? S-a întâmplat, a fost, așa am simțit. Suntem oameni. Cu un om de care tocmai te despărțisești. Un om pe care l-am plăcut și nu pot să zic că mi-a trecut, doar că am rămas așa cu o chestie. Și dacă la început aveam încredere în el, acum mi-a demonstrat că e omul în care chiar n-aș putea să am încredere, nu acum, niciodată, indiferent de ce ar face el. Corect. Mă bucur. Bine. Ați reținut ultimul cadru din material? Colegii de regie spun da, da. Bine. O să continuăm după pauză.